Lucrările la centura ocolitoare a municipiului Târgu Jiu vor demara la începutul lunii viitoare. Constructorul se ocupă deja de aspectele administrative pentru desfășurarea activității. Firma Colinii deja este prezentă la Târgu Jiu și a închiriat un spațiu pentru organizarea administrativă. Au identificat terenul și vor trece la întocmirea actelor necesare pentru a primi de la primăria Târgu Jiu în concesionare 10.000 de metri pătrați pentru organizarea de șantier în partea de nord a orașului, mai bine spus, lângă Coleus. Traseul prestabilit pentru centura a suferit modificări în zona Iezurenii, astfel încât nicio locuință să nu fie demolată. Din discuțiile pe care le-au avut cu proiectantul, cetățenii care urma să-și demoleze casele au obținut în zona Iezureni aprobarea ca, mă rog, capătul, finalul de centură să fie puțin deviat încât să nu li se demoleze casele. În urma realizării lucrării, șoferii vor putea circula pe două variante, pe partea de est, pe traseul Filiaș Râmnicu-Vâlcea-Petroșani și pe partea de vest, pe traseul Filiaș Drobeta-Turnu Severin-Băile Herculane.